acolo și despre ce vor să povestească. Ne spune el chiar acum. Salut, Duța! Bună, Diana, să știi că nu-mi place, ai fost prea oficială până acum. Într-adevăr, am venit să vedem ce mai face campioana noastră, Corina Ungureanu, dar te-am văzut prea oficială și cu ocazia asta o să spun la mulți ani, pentru că astăzi este ziua muntelui, Diana Munteanu. Adică ar trebui să se sărbătorești, nu? Diana Munteanu de ziua muntelui. La mulți ani, da. Sănătate, fericire și iubire. Mulțumesc! Am venit să vedem ce mai face campioana noastră, Corina Ungureanu, și bineînțeles că eu m-am oprit aici unde sunt foarte multe trofee, medalii. Corina, bine te-am găsit la prietenii de la 11. Bine-ați ce venit. Faci? Cum ești? Pentru că ne era dor de tine. Să vedem ce mai faci. Eu fac bine, mulțumesc. Bine ați venit. M-aș fi bucurat să fim așa într-o, știu, și cu fetele mele, că tot vorbeam de programul meu, că m-ai sunat săptămâna trecută, eram în vacanță și am spus numai bine dacă ajungeți dimineața. Mă pliez foarte bine pe programul vostru pentru că muncesc după amiază în antrenamente, așa că am avut timp. Sper să avem și de cafea după, așa. Mă bucur că ați ajuns. Tu acum antrenezi la clubul Ploiești, nu? La Petrolul Ploiești, la Petrolul Ploiești, da. Antrenezi. Da. Ați venit de la Doru, așa că am fost suntem... la Doru, da? Da, 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 tot de acolo venim amândoi. Ați zis așa să luați Ploiești și să vedeți pe cine găsiți pe acasă, nu? Și astăzi am avut mare noroc numai cu campioni. M-am întâlnit astăzi, da. Și am văzut aici începuturile tale, am văzut fotografii, lucruri, da, foarte frumoase. Da, da, da. Uite, ce să spun, aici e prima echipă de anul trecut, fetele mele, la Bârlad eram aici, la Cupa Andrei Răducan. Aici avem pe fratele meu cu soția și cu nepoțelul. Da, asta este o poză din 1997, când eu am ajuns la lot, la lotul mare. Vedem aici pe domnul Nicu Forminte, pe doamna domnișoara, doamna Corina Moroșan, pe domnul Belu, doamna Mariana, domnul Benone. Ne-am intersectat așa, am avut șansa să o prind și pe Gina Gogean, cu care am și concurat, poză foarte dragă mie. Domnul Belu era mai tânăr, am văzut că are mustața neagră, era mai tineră. Da, noi îl vedem neschimbat, așa, când ne întâlnim, se pare că e neschimbat, dar acum că ai remarcat, da, încă avea... Aici cu președintele aici, Constantinescu. Da, după titlul mondial de la Lausanne, ne-am întors, cred că această poză e făcută după prima. La Cotroceni, așa cum ne primea de fiecare dată președintele țării după un titlu mondial. Frumoase amintiri, să spun, acum le apreciez mult mai mult. Poate atunci eram așa de concentrate pe întoarcerea în sală și mers la antrenament și nu ne dădeam seama de însemnătatea acestor momente. Dar acum, după ani de zile, le apreciem și mai mult, și mai, da, mult. Dacă nu greșesc, ai două titluri mondiale, ai un campionat european, da? Câștigat, pe lângă celelalte performanțe. Eu spun așa, cine mă întreabă pe mine, domnule, am câte o pereche, două aur europene, două mondiale. Nu sunt așa de multe medalii oficiale, așa cum au multe dintre colegele mele aceste vârfuri. Vorbeam de Gina Gogean, Amnar, Răducan. E, lasă, sigur, că ai fost foarte bună. Am spus câteva, că scriem așa o carte întreagă. Dar uitându-mă la situația actuală și văzând cât de greu este să mai cucerim medalii în gimnastică, îmi dau seama cât de mare am fost noi și cât de... Poate oamenii înțeleg câtă muncă și cât de greu s-au câștigat acele medalii și poate le apreciem mult mai mult acum și ne-am bucurat să mai avem astfel de rezultate. Vin fetițele la sală, vor să devină gimnaste? Copii cum vin, simți? Copii vin. E mai greu să-i și convingem să stea multe ore zi de zi. Ne-am bucurat să avem mai mult sprijin. Eu acum nu mă plâng. Copiii mei de 3 ani și jumătate sunt deja intrați în concursuri, pe circuit, cum spunem noi. Avem o relație foarte strânsă între antrenor, copii, club și în special și cel mai important cu părinții. Deci am înțeles foarte clar rețeta. Sunt încă probleme, eu știu, la modul de conștientizare a înaltei performanțe, în orice sport. Am fost aici în 2001 când te-ai retras, ai primit și da. Acolo îmi spuneai, la final să-mi spui despre această... Da, asta e o plachetă primită, trofeul campionatului mondial de la Tianjin, ultimul campionat al meu mondial, după aceea m-am și retras. Da, și aure câteva rubine și aici un mic diamant, acum... Încuiem bine ușile, da. Adică nu e foarte, foarte, foarte mic. Asta e istoria acestei plachete. Chinezii așa au considerat că pe lângă medalie trebuie să ne dea și ceva superb. Și e... Da, această plachetă
Încă după atât de mulți ani, aproape 20 de ani, arată foarte bine. Îți mulțumim din suflet, mulțumim că ne-ai primit. Cu drag. Și tu aștepți fetițele să vină la sala din La sala de la Petrolul, da, sigur, facem selecții, avem colege care așteaptă copiii să o ia pe drumul gimnasticii. Și de acolo se vor alege, eu știu, cu o viață sănătoasă, o educație zdravănă, mentalitate puternică. Am avut o zi foarte frumoasă, am stat de vorbă cu campion. Îți mulțumim din suflet, felicitări. Diana, încă o dată la mulți ani de Ziua Muntelui, Diana Munteanu. O zi frumoasă, la revedere și weekend plăcut. Mulțumim, Corina, mulțumim. Mulțumesc, Duță, mulțumesc!